Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lux Sport Live. Sunt Gianina Iacob. Emisiunea de astăzi este una pe sufletul meu, să-i spunem așa, pentru că am un invitat din psihologie sportivă, psiholog clinic, Rodica Tomoiagă, este, despre ea este vorba. Bună ziua, bine ați venit pe la noi. Vă mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația noastră. E un subiect interesant pentru mine. De ce? Pentru că eu sunt fascinată de această lume care nu se cunoaște, dar care ne implică până la urmă pe toți, și mulți oameni se feresc să spun că lucrează cu un psiholog tocmai pentru ca să nu-l creadă nebun sau să nu-l creadă că are o problemă și că nu se mai poate vindeca. Cum stă treaba până la urmă cu această psihologie care și în secolul 21 pare să fie așa un subiect tabu? Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, încă se mai face confuzia în România între psiholog și psihiatru. De cele mai multe ori oamenii confundă serviciile unui psiholog ca fiind ceva care ține neapărat de sănătatea mentală. Dar am observat că oamenii încet, încet au început să-și deschidă mentalitatea cumva și să apeleze la serviciile unui psiholog sportiv. Și, într-un fel, au început să conștientizeze beneficiile care derivă din aceste servicii psihologice. Dumneavoastră sunteți și psiholog sportiv și psiholog clinician. Asta înseamnă că puteți lucra și cu mine, de exemplu, care nu sunt sportivă, nu? Aveți pacienți, să spunem așa, da, și din alt domeniu, nu doar din sport, din alte domenii. Da, așa este. Oameni normali. Ce diferență este, până la urmă, între psihologia sportivă și psihologia clinică? Există o diferență. Psihologia sportului este un domeniu mult mai complex, interacționează mult mai mulți factori. Este pentru mine o provocare, să spun așa. Relația terapeutică se stabilește mai dificil, oarecum, cu sportivii decât cu ceilalți oameni. Și cred că în viitor, adică îmi doresc pe viitor să dezvolt cât mai mult instrumente, metode și tehnici pe partea aceasta de psihologia sportului, întrucât consider că sunt esențiale în promovarea psihologului sportiv. Cam care sunt cele mai dese întâlnite probleme ale unui sportiv? Sau diferă? Diferă în funcție de sportul pe care îl practică și de nivelul de performanță la care a ajuns un sportiv, dacă practică un sport individual sau dacă practică un sport de echipă. Problemele sunt diferite. Din practica mea, din cabinet, una dintre problemele comune cu care am interacționat este aceea că performează și au un antrenament foarte bun pe perioada în care se pregătesc pentru o competiție, iar când ajung în competiție, pe teren, în meciuri, nu mai au aceeași performanță, diferența se vede foarte clar. Asta observă părinții, de obicei, dar și sportivii. Și atunci aceasta este prima problemă cu care vin sportivii, aceea de a își gestiona emoțiile și de a face față presiunii din timpul competiției. O a doua problemă pe care am identificat-o este anxietatea. Este un termen destul de solicitat în psihologia sportului, dar pentru că nu există un altul, pot să spun că anxietatea cognitivă este cea care afectează și interferează cu performanța sportivului de pe teren. După aceea este lipsa de încredere, o stimă de sine scăzută, perfecționismul, pentru că cred că prima persoană, primul sportiv care a apelat la serviciile mele a fost un perfecționist care își dorea foarte mult să ajungă la un nivel de performanță și dorea să știe care sunt cele mai eficiente tehnici ale antrenamentului mental. Apoi mai sunt traume pe care le-au avut pe parcursul copilăriei, abuzul de substanțe și tulburările alimentare. Practic, vă rog, continuați. Da.
Acestea sunt cele din urmă, sunt, cred eu, unele dintre cele mai grave probleme pe care, cu care se confruntă sportivii și acolo este, zic eu, esențial prezența unui psiholog sportiv, mai ales în, în cadrul sporturilor de echipă, pe tot parcursul anului, pentru a putea fi identificate aceste probleme și a le rezolva, a găsi soluții. Dacă ar fi să meargă toți sportivii la psiholog, la psihologul sportiv, ați vedea o lume a sportului schimbată, transformată? Da, cred că s-ar schimba foarte mult în mentalitatea sportivului și în calitatea vieții. Ar avea o bunăstare generală mult mai bună, nu doar pe teren, cât și în afara acestuia. Ar ajuta foarte mult și în momentul în care sportivii s-ar lăsa de sport, și mai departe în o mai bună relaționare cu familia, în, cu prietenii și în, alte, și în toate celelalte aspecte ale vieții. Ar fi în, în beneficiul lor. Dar cum putem să, nu știu, dacă aveți așa vreo soluție, cum putem să-i facem noi pe sportivi să înțeleagă că nu sunt defecți? Pentru că mulți refuză ideea de psiholog spunând că, da, ce, eu nu știu ce e mai bine pentru mine, de ce să merg eu la psiholog, ce să fac acolo? Că ești defect dacă mergi acolo. Da, aceasta este una dintre principalele probleme cu care se confruntă, cu care ne confruntăm noi psihologii sportivi. Există o lipsă de conștientizare a beneficiilor serviciilor unui psiholog sportiv, pentru că în sport nu este vorba despre o deficiență, ci este vorba despre a fi cel mai bun. Cum poți tu ca psiholog sportiv sau care este rolul tău în a-l motiva, în a-l învăța prin metode și tehnici psihologice cum să-și gestioneze emoțiile? Pentru că eu cred că rolul cel mai important al psihologului sportiv este în zona de control comportamental al sportivului în competiții. Sunt foarte multe metode și tehnici, dar pentru a putea fi aplicate este nevoie de această conștientizare din partea sportivilor, dar și a antrenorilor, de beneficiile pe care le poate avea un sportiv apelând la serviciile unui psiholog sportiv. Bun, pentru că tot am adus aminte de un, să spunem așa, un exemplu de gică contra în ceea ce privește psihologul, haideți să-l ascultăm pe Straton, portarul lui Dinamo. Eu nu sunt de acord cu psihologul pentru că pentru mine cea mai bună relaxare este când mă duc acasă și vorbesc cu soția, cu copiii, sunt destul de matur, dar nu este un lucru rău. Important este să credem în continuare pentru că întotdeauna viața te răsplătește dacă muncești. Cât de mult, nu știu, dar va afecta sau cât de mult a contat povestea legată și de vânzarea echipei și de, nu știu, situația financiară cu... Știți cum este? E ca și cum ai doi copii și tot aud ceartă în casă că părinții divorțează. Cam aceea, același lucru este și la noi, sau pentru mine. Mă doare când văd asta, pentru că știu cât suflet pun, chiar dacă primește un jurător sau lumea zice că fac lucrurile cum trebuie, mă doare de ceea ce se întâmplă, dar sunt depășit de situație și nu-mi rămâne decât atunci când vin la antrenament și intru în teren să dau tot ce am mai bun. Da, l-am ascultat pe Straton. Cea mai bună relaxare pentru mine este atunci când ajung acasă și discut cu soția, cu copiii. Cum vi se pare asta? Adică, poate ok, da, e relaxare, dar nu știu cât de mult ajută sportivul în a face performanță. Și munca asta, de care spunea și portarul echipei Dinamo mai devreme, e nevoie să fie și ea făcută cu sens, nu? Că așa muncești, dar nu știi, pentru ok, avem acest program mental, e nevoie să muncești mult ca să ajungi undeva. Păi muncești, dar uite, Dinamo, de exemplu, a fost într-un moment foarte greu. Era cât pe ce să retrogradeze. Deci unde-i munca? Păi tocmai ce am spus, că există această lipsă de conștientizare a beneficiilor acestui antrenament mental. Ori lipsa unei rutine mentale care să fie integrată încă din partea de încălzire al unui antrenament, face diferența. Atâta timp cât sportivii nu au acces și nu apelează la serviciile unui psiholog sportiv, ei nu se vadă rostul pentru care să-și cum poate un psiholog sportiv să-i ajute să-și îmbunătățească performanța. Sunt unii sportivi care nu au nevoie de
ajutorul sau de sprijinul unui psiholog sportiv care funcționează destul de bine, sunt foarte echilibrați pe teren, au capacitatea de a-și regla emoțiile, dar cred că toți pot să beneficieze de unele tehnici, cum ar fi de exerciții de respirație abdominală, de acele obiective bazate pe proces. Cum îl instruiești pe sportiv prin aceste metode psihologice să-și, nu numai să-și gestioneze emoțiile, dar cum să-și îmbunătățească și să-și activeze resursele pe care le are prin metode, prin mindfulness, de exemplu, este o metodă foarte eficientă la care alți sportivi internaționali și campioni apelează. Asta și... mindfulness este starea de prezență, nu? Da. Cum îl instruiești pe sportiv și cum îl ajut să facă față distractorilor, astfel încât să se concentreze pe ceea ce face în momentul respectiv. Și multe alte tehnici care pot ajuta sportivul și poate face o diferență. Ori atâta timp cât un sportiv nu a apelat și nu are această credință că un psiholog sportiv îl poate ajuta, este puțin probabil să apeleze sau să fie de acord cu această idee a unui psiholog sportiv în preajmă. Da, echipa națională de fotbal a României are de ceva vreme un psiholog al ei, a fost și la Under 21, dar este și acum la Naționala lui Rădoi. Este vorba de Silviu Ioniță. Haideți să-l ascultăm. În ce privește relația cu selecționerul Mirel Rădoi, lucrurile sunt foarte simple și clare. Între noi există o relație de respect reciproc, atât la nivel uman, cât și profesional. Eu ofer toate informațiile, sugestiile, observațiile, propunerile către el, iar el ia decizia pentru că el este antrenorul principal. Suntem preocupați de starea atât fizică, mentală, tehnică, tactică, deci toți pilonii antrenamentului total, ai jucătorilor noștri. Mergem să câștigăm și mergem să ne calificăm la campionatul european. Atitudinea pe care am arătat-o cu echipa Under 21 o vom implementa și la echipa națională mare. De aceea, când se discută poate de posibile tensiuni între generații, vă spun că acest lucru poate este normal, pentru că așa cum într-o familie există frați mai mari și frați mai mici și fiecare simte că este mai îndreptățit pentru anumite lucruri sau altele, de data aceasta vă spun că obiectivul va fi ca această familie, ca echipa națională de fotbal a României să se califice la campionatul european și să obțină rezultatele pozitive, este obiectivul numărul 1. Orgoliile personale vor fi lăsate deoparte și vom încerca să creăm acea coeziune de echipă care să ne permită să ne luptăm de la egal la egal cu orice adversar și să izbăvim. Asta este atitudinea pe care încercăm să o implementăm și cu care vom merge mai departe la echipa națională mare. Am revenit în studio. Cât de important considerați ca antrenorii să fie deschiși spre a lucra cu un psiholog sportiv? Este foarte important, pentru că antrenorul are cea mai mare influență asupra unui sportiv și antrenorul asigură și creează cumva acel climat motivațional a sportivului în care se poate să ajungă la cea mai bună performanță. Deschiderea antrenorului spre această parte de pregătire psihologică și de a comunica, de a se consulta cu psihologul sportiv poate contribui semnificativ la performanța pe care o echipă poate să aibă în timpul competițiilor pe terenul de joc. Știu din informațiile mele că și dumneavoastră mai lucrați cu anumiți jucători de la Naționala de fotbal. Cam care sunt problemele întâmpinate? Bineînțeles, respectăm contractul de confidențialitate, ar fi culmea, dar ca o generalitate așa, care sunt problemele din subconștientul lor pe care îi deranjează? Da, am avut un fotbalist care a avut o accidentare, iar în urma accidentării a avut nevoie de o intervenție chirurgicală la genunchi.
L-a afectat foarte mult. La început a refuzat să apeleze la ajutorul cârjilor pentru a se deplasa. L-a afectat destul de mult pentru că înainte cu săptămână de a avea acel accident semnase un contract cu o echipă de fotbal de afară și presiunea era și mai mare. Și cumva a apelat la serviciile unui psiholog sportiv pentru a se reface mai repede, pentru a se recupera mai repede, astfel încât să nu piardă contractul cu acea echipă. Am început să lucrăm, așteptările erau undeva la a se recupera foarte ușor. Într-adevăr, fizic se refac destul de repede, dar din punct de vedere psihologic, impactul este mult mai mare. În sensul că fotbalistul a rămas cumva cu o teamă de a-și folosi piciorul accidentat, dar refăcut după o perioadă de recuperare. Iar în această... am început să lucrăm și am folosit tehnici de expunere. Am început să lucrăm câteva săptămâni, am văzut că nu există nicio schimbare, adică nu prea se duce la antrenamentele ușoare, nu începe să-și folosească piciorul, evită să lovească mingea. Și atunci l-am însoțit la antrenamente, am apelat și la doi prieteni foarte buni, colegi de echipă, astfel încât să-l determinăm și să-l motivăm să lovească din nou mingea, pentru a conștientiza că piciorul începe să funcționeze bine pentru început, nu la performanța pe care o avea înainte de accident, dar în acest mod lucrurile au mers într-o direcție foarte bună, s-a recuperat destul de bine și acum lucrurile merg foarte bine și el joacă în continuare, a ajuns la o performanță destul de bună. Oh, super! Ne bucurăm să auzim asta și iată efectele pe care le poate avea acest lucru cu un psiholog. Toată lumea știe de gestul lui Rădoi, să-i spunem așa, de a-și roade unghiile în timpul unei partide. Mirel Rădoi este antrenorul Naționalei României. L-au surprins camerele, vă dați seama, de-a lungul vremii. A dat o declarație undeva în luna iunie că pentru el rosul unghiilor a devenit un hobby. Cum poate deveni un hobby acest gest? Da, a spus asta printr-un mecanism de apărare a eului. Atunci când o persoană are acest comportament, este cumva un impuls involuntar și de cele mai multe ori este o compulsie care apare din nevoia de a reduce intensitatea emoțiilor. Este un comportament strâns legat de stres, de o anxietate destul de ridicată, de cele mai multe ori la nivel fiziologic. Și sunt câteva metode eficiente pentru a face față și a-și controla aceste impulsuri și acest comportament de roadere a unghiilor. Ia să-l auzim! Poate l-ajutăm! Prima metodă și o metodă clasică, cea mai eficientă, ar fi ținerea în mâna unui obiect, a unei mingi, de exemplu, adoptarea unui comportament care este incompatibil cu cel de roadere a unghiilor. Persoana respectivă poate să țină în mână un obiect sau o minge care este incompatibilă cu ducerea la gură și roaderea unghiilor sau punerea mâinilor în buzunar astfel încât să nu fie la vedere, sau mai există o a treia variantă, aplicarea pe unghii a unei soluții invizibile dar urât mirositoare, astfel încât în momentul în care persoana duce unghiile la gură, organismul declanșează o reacție de repulsie. Și cred că aceasta este cea mai eficientă metodă, pentru că acest comportament se poate rări, organismul dezvoltă această reacție de repulsie și în timp, în câteva săptămâni sau comportamentul se reduce semnificativ. Apropo de antrenori, s-au obișnuit și antrenorii noștri să țină discursuri motivaționale. Înainte mergea așa mai cu biciu, acum iată că antrenorul se duce în vestiar și încurajează jucătorii. Haideți să-l ascultăm în acest sens pe Adrian Mutu. Ne jucăm calificare. 3 zile ne jucăm viitorul nostru. Iar jumătățile de măsură cu băieți care au spus și cu mine, stadionul nu-mi place. Eu sunt un băiat, un antrenor care îmi place să vă las relaxat.
merge, face ce vă spunem să facem, merge și câștigăm, hai ne relaxăm. Dar de după amiază începe să lucrăm. N-avem mult la dispoziție, avem câteva zile și trebuie să știți ce aveți de făcut. Nu sunt multe chestii, sunt câteva chestii, dar vreau să te facem perfect. Da, l-am ascultat pe Adrian Mutu, am revenit și aici în studio, alături de mine doamna Rodica Tomoiagă, psiholog sportiv și psiholog clinician. Cum vi s-a părut discursul lui Mutu? Foarte bun. Este o tehnică foarte bună de a motiva sportivii, de a le de a consolida încrederea. Este o tehnică pe care este bine să o aibă antrenorii înainte de un meci foarte important, pentru că nu, sportivii nu ar trebui de cel mai multe ori să știe ce să facă. Și este foarte bine că le-a spus, știți ce aveți de făcut și știți ce trebuie să faceți, și cumva le-a readus în discuție nevoia de a juca cât mai bine și în acest fel a creat așa o coeziune, le-a crescut încrederea și le-a ridicat moralul. Este o comunicare deschisă, o atitudine foarte bună pe care antrenorul Adrian Mutu a avut-o în acel discurs motivațional. Contează și cine le spune jucătorilor? Contează foarte mult. Contează foarte mult și contează și cum este perceput antrenorul de către sportivi. În momentul în care sportivii îl percep ca pe antrenor ca fiind o persoană corectă, ca fiind o persoană deschisă, comunicarea este foarte bună, impactul pe care poate să-l aibă un astfel de discurs este cu mult mai mare și semnificativ asupra fotbaliștilor. Contează. Bun, revenim aici în studio după o scurtă pauză de publicitate să discutăm și despre alte sporturi.